2 octombrie. Dintre tradițiile vremurilor locului, aflăm că atunci când tună toamna târziu, se zice că Sfântul Ilie se întoarce cu carul plin de păpușoi acasă. Roatele carului sunt pline de cuie ca să nu scape de la vale. Cum merg ele pe podul cerului, îl înțeapă și prin acele înțepături curge ploaia. Azi este rândul sfinților mucenici Ciprian și Iustina, cât și a cuviosului Teofil, mărturisitorul, să fie pomeniți. Ciprian a fost câștigat la credința cea întru Hristos de către Iustina, fecioara și creștina, care a rezistat tuturor vrăjilor acestuia. Biserica creștină a consacrat zilele săptămânii sfinților precum lunea, arhanghelilor, marțea, sfântului Prodromul, miercurea crucii, joia sfinților apostoli și sfântului Neculai, vinerea născătoarei de Dumnezeu, sâmbăta morților și duminica lui Hristos. Zicerile populare spun că atunci când cântă cocoșii întâia oară noaptea, atunci sunt 12 ore sau miezul nopții, când cântă a doua oară sunt 3 ore după miezul nopții, iar când cântă a treia oară și gâștele încep a gâgâi, atunci se face ziua. În aceste zile se împart ofrande, grâu fiert, colaci, lapte, unt, brânză și se invocă spiritele moșilor pentru sănătate, belșug și spor în casă.